Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să facem un vlog în care o să vă prezint toate defectele pe care le are această mașină, pentru că sunt câteva defecte și vreau să le discutăm aici pe canal. Primul și cel mai important defect pe care le are această mașină, avem aici această lovitură, fostă lovitură în parcare, în geam înțeles de la vechiul proprietar și după cum se observă, aici a intrat efectiv apă sub kit și s-a creat o mare pată de rugină care o să trebuiască cât mai repede făcută, pentru că altfel o să fie foarte rău pe termen lung. Tot la exterior avem defect, după cum se observă, roata e mai aproape de ușă decât de bara spate. Comparativ cu cealaltă roată, haideți să vă arăt să faceți o diferență. Aici, după cum se vede, e mult mai la centru, deci clar acolo avem un braț îndoit sau ceva de genul, o să trebuiască rezolvată și problema asta. Tot la exterior avem puțină rugină aici în zona haionului, mai exact aici sub haion. După cum se observă, nu e foarte multă rugină, dar este puțin și trebuie rezolvată. Un alt defect pe care pot să-l pun pe lista de defecte principale pentru mine personal e acea butelie de gaz și practic toată instalația de gaz, pentru că pe mine personal nu mă încântă să am o instalație de gaz pentru că nu o folosesc. Și iarăși un lucru foarte important, în momentul în care spăl mașina, aici fiind cum ar veni alimentatorul pentru instalația de gaz, tot timpul aici se adună apă. Și în timp aici va apărea rugină. O să trebuiască cât de repede posibil să dau jos instalația de gaz. Apoi o să mă ocup și de partea de tinichigerie la mașină. Ce pot să mai spun iarăși că avem defect? Avem aici rugină în partea de jos a aripii și cred că și în partea de sus, cel mai probabil, doar că nu se vede. Probabil e și aici chituită. După cum se observă, nici pragurile nu arată foarte wow. Poate reușesc cumva să filmez și sub mașină. Deci, cu alte cuvinte, mașina are probleme la nivel de rugină și mai exact la nivel de caroserie. Lăsând caroseria la o parte, avem iarăși un defect care pot să spun că mă deranjează. Aceste faruri sunt niște faruri de facelift, dar nu sunt în stare bună, au praf înăuntru, trebuie recondiționate. După cum se observă, în interior sunt varză, nici exteriorul nu arată super wow. Și cel din stânga mașinii e la fel. Deci farurile putem să le încadrăm ca și defect. Mașina de fabrică are o grinză ravatabilă electric, dar aici avem o mică problemă, pentru că apăsăm pe butonul de ravatare a oglinzii și după cum se observă, avem o singură oglindă care lucrează, ceea ce înseamnă că oglinda asta care nu lucrează o să trebuiască tot timpul să o rabatez așa. Eu cred că ori e o oglindă care nu e electrică, pentru că după cum dau eu seama, oglinda asta pare mai mică și cea electrică pare ceva mai mare. Poate mi se pare mie, poate nu. Ideea e că acea oglindă o putem încadra ca și defect al mașinii. Apoi avem iarăși defect, trapa o avem, o să trebuiască să o facem, o să vreau să și înlocuim cu o trapă de sticlă, dar trapa nu funcționează. Deci nu funcționează, e un cablu rupt, efectiv se aude motorașul și nu funcționează. Deci practic putem spune că nu avem trapă momentan. La defecte de exterior iarăși putem să încadrăm acest cheder de parbriz care arată destul de rău. Văd că în zona de jos e acceptabil, dar cel puțin în partea de sus avem probleme cu parbriz, cu cheddarul de la parbriz. Dacă tot veni vorba de parbriz, nici aici n-am scăpat ieftin, pentru că
După cum se observă, avem o crăpătură pe parbriz. Nu e foarte, foarte, foarte mare, dar e o crăpătură și implicit o să trebuiască să schimbăm parbrizul, pentru că nu o să putem să circulăm cu ea așa la nesfârșit. Dacă e să intrăm și la interior, avem principalul defect care pe mine mă afectează în mod direct în fiecare zi, acest volan care arată jalnic, adică efectiv se decojește pielea de pe el și nu e un lucru care vreau să-l păstrez pe termen lung. Deci avem volanul care obligatoriu va trebui retapizat. Apoi avem aici la butoanele astea acest buton care, după cum se observă, e mai mult în aer. Deci o să trebuiască schimbat cel mai probabil și tot ansamblul ăsta de butoane. Tot la interior avem și o mică problemă cu ceasurile, și anume ceasurile au pixelii morți. După cum se observă, va trebui să le recondiționăm și, na, clar, putem să-l încadrăm. O să-i dăm și ok acum ca să vă dați seama exact că sunt de morți pixelii. Da, deci avem acolo erori, dar nu ne dăm seama pentru că sunt pixelii morți. Într-adevăr, am încercat să traduc erorile. Avem un backars pe număr, un backars pe, cred că la, nu știu exact unde, dar în fine, oricum e, ideea e că sunt erori mici. Mai apare și eroarea de lichid de parbriz din când în când, pentru că avem o fisură pe lichidul de parbriz, care o să vă arăt imediat. În rest, mașina nu are erori. Pot să spun că mașina merge foarte bine. Avem iarăși acea eroare de airbag pe care o să trebuiască să o elimin de acolo cât de curând posibil. În rest, iarăși avem aici, tot la interior, un defect. Mașina are senzor de parcare, doar că eu nu am butonul de senzori. Acum eu o văd cea mai plauzibilă variantă. Ori a fost schimbată toată banda asta cu rotări, pentru că nici perdeluța nu funcționează. Deci a fost efectiv pe perdeluță și nu se întâmplă nimic. Deși perdeluța e acolo, dar nu acționează. Bun, deci avem și defect în partea asta. Apoi vorbim și de casetofon. Eu am mutat pe mașina asta un casetofon aftermarket, destul de ieftin de altfel, probabil și din cauza asta nu funcționează, și momentan nu funcționează sunetul. Casetofonul pornește, totul e ok, dar nu funcționează sunetul. Deci clar e un defect care mă afectează foarte mult, pentru că nu e un lucru peste care să poți să treci foarte ușor, pentru că eu personal chiar am nevoie de muzică în mașină. La interior iarăși mai avem, putem spune că e un defect, acest plafon care arată ok, dar se poate și mai mult. Se poate și mai bine. Aici iarăși avem, nu știu, avem o lovitură sau nu știu ce e acolo mai exact, după cum se observă. Oricum plafonul o să trebuiască să retapizăm. Haideți să vă arăt plafonul și din exterior. Deci cam așa arată plafonul, nu arată rău, dar nici bine, e destul de murdar. Și eu vreau oricum să-l înlocuiesc cu un plafon Alcantara, pentru că oricum o să vină schimbată și trapa și atunci o să am nevoie și de un plafon pentru trapa de sticlă, că acesta e plafon pentru trapa metalică. Bun, haideți să deschidem și capota să vedem pe acolo ce mai avem ca și defect. Vă spuneam mai devreme că avem o problemă cu lichidul de parbriz, pentru că avem aici un defect, de după cum se observă și pata asta de rugină. Cel mai probabil e dusă garnitura de la această pompiță, pentru că astăzi, de exemplu, am umplut lichidul ăsta cu lichid de parbriz, cu soluții de parbriz, și după jumătate de oră nu mai avea lichid deloc. Deci clar e o problemă cu acel vas. O problemă estetică pe care eu personal o văd e această căblăraie care toată căblăraia asta practic aparține instalației de gaz, pe care vreau să o elimin cât se poate de repede, pentru că nu am nevoie de ea și mă enervează pur și simplu să văd acolo, știind că nu am nevoie de ea.
iarăși avem defect această plastă care protejează termic capota, sau cred că asta ar trebui să facă. Deci astea ar fi principalele defecte pe care le putem vedea la această mașină. Am ținut neapărat să facem și un videoclip în care să vă arăt defectele mașinii, pentru că peste ani se vor vedea îmbunătățirile și o să putem să facem o comparație. Iarăși, tot ca și defect exterior, avem această siglă care deja e destul de ștearsă, o să trebuiască schimbată. Grilele astea cromate mie personal nu-mi plac, deci o să trebuiască și pe astea să le schimbăm. Avem iarăși defecte, zgârieturi pe bară, deci avem și defecte de vopsea. Una peste alta, astea sunt defectele mașinii. Vi le-am prezentat în mod cât se poate de larg astăzi, pentru că avem acest canal de YouTube pe care vreau să vorbim cam tot ce se întâmplă cu mașinile pe care le prezentăm pe acest canal, și asta fiind mașina principală a canalului pe care o avem astăzi, trebuia să știm și în ce zonă ne situăm și cu această mașină, și să știm care e startul proiectului. Acestea fiind spuse, v-am arătat defectele principale pe care le are această mașină. Sigur, mai sunt și alte defecte pe care nu le-am enumerat în acest video, dar v-am arătat defectele principale. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați abonat, care v-ați abonat până acum la canal. Vă invit să vă abonați și cei care n-ați făcut-o deja, pentru că doar în felul ăsta putem să creștem această comunitate și să creăm conținut cât mai plăcut pentru toată lumea. Și noi o să ne revedem în videoclipul următor. Vedem cu ce idei de video mai venim și data viitoare. Vă salut pe toți!